de important este machiajul pentru tine? Cred că mai degrabă e important să știi să te machiezi. Ai nevoie de ajutor, iar pentru asta există Elena, prietena ta de nădejde, care ne va învăța astăzi, pe toate cele care te urmărim, cum să ne facem un automachiaj și să arătăm așa, ca scoase din cutie. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm? Da, sunt câțiva pași, dar trebuie să îi respectăm, trebuie să știm ce produse alegem, trebuie să ne cunoaștem tenul, pentru că produsele nu putem să le alegem așa după culoare neapărat, trebuie să știm ce tip de ten avem. Astăzi ne vom duce să facem un smokey eyes. Wow! Deja ajungem pe mine? Chestii complicate. Așa natural mă mai machiez și eu, dar ia uite, smokey eyes. În general, cât îți ia un machiaj ca să ieși din casă așa? Acasă, dacă sar peste pași, îl fac în 3 minute. Așa, dacă vreau să-l bibilesc un pic pentru un eveniment, nu știu, un sfert de 20 de minute, iar dacă îl fac la carte, vreo 40 de minute. Timp în care oricum mai vin copiii la tine, te mai întreabă, te mai... Depinde de situație, au nevoie, da. Au necesități. Cum te descurci cu treaba asta? Mă descurc și am și ajutoare. Deci... Ai și timpul tău. Descurcăm. Da. Dar fetele, nu stau ele lângă tine când tu te machiezi? Ba da, le place cu machiajul. Ha, dar ce mai îmi iau din pensule, din... Bun, am pus pudra. Următorul pas e conturarea. Conturare, da. Uite aici. Se descurcă Valentina? Foarte bine. M-a impresionat. Hai că mi-a ieșit ceva. Da. Foarte bine. Chiar da. Are un talent născut, e clar. Da, și linia de tuș oricum ea o agrează și îi și place mereu ori cu ruj roșu, ori cu un ruj nude. Îmi place stilul de make-up pin-up. Putem ajunge la acest efect de smoky eyes pe care unde îl purtăm? Unde îl putem purta? Putem să-l purtăm la o cină, la o întâlnire cu prietenii și, de ce nu, la o ședință foto. Uite, dacă te-ar vedea Cristi așa, ți-ar propune direct o cină sau, nu știu? I-ar plăcea, îi place și îi place foarte mult cum mă machiază Elena, dar nu, de obicei nu mă machiez în timpul zilei așa puternic. Eventual seara sau la eveniment. Îmi place uneori să mă machiez pur și simplu, să văd ce-mi iese. Ca să exersăm. Ok. Dar cum îți împarți tu timpul așa? Că vorba aceea, ești mămică de 3 copii, ți-e greu să te descurci cu timpul? Sunt foarte organizată. Tipicare și extrem de organizată. Așa că îmi împart timpul cu cap, să spun așa. Mi-aloc timp pentru mine, pentru noi, pentru mine și soțul meu, că îmi place să petrecem timp împreună, dar și pentru copii și afaceri. Nu știu, eu sunt de părere că dacă ai 3 copii nu înseamnă că gata, te-ai făcut gospodină și stai numai acasă, gătești și nu mai ai grijă de tine. Nu, eu sunt o femeie care face în continuare sport, care îi place să se aranjeze, să se întâlnească cu prietenele, să petreacă mult timp cu soțul ei, să iasă, să râdem, să mergem, nu știu, să mâncăm undeva unde e muzică live.